Salutare tuturor, sunt Veșteman Sorin de pe forumul iPhoneForum.ro, iar astăzi am să vă prezint aplicația Facebook optimizată pentru iPad, da? Facebook în sfârșit a lansat aplicația oficială pentru Facebook și o să vă prezint pe scurt câteva din ce poate să facă această aplicație. Deci aici în stânga avem cererile de prietenie, da? La a doua iconiță, că prima e pentru meniu. Revenim mai târziu acolo. A doua este cu mesaje, da, care le aveți, mesaje personale. Dacă vreți să dați un refresh la ele, trageți ușor de listă și după aia dați drumul și dă refresh automat. Aici avem notificările, care sunt obișnuiți, da, deci astea trei sunt exact ca pe site, deci sunteți obișnuiți toți cu ele. Apoi, dacă dăm o dată așa în dreapta, deci da, deci aici din colț, din margine, în dreapta, avem aici meniu deschis, da, sau puteți să dați pur și simplu pe acest buton. Dar dacă faceți așa ca mine, mai costil. Așa. Aici avem mesajele. Aici avem la favoriți, da? Deci în primul rând profilul, după aia mesajele, după aia grupuri și aplicații. Hai să o luăm ușor. Tic cu prietenii, da? Care aveți prieteni, care n-aveți? Aia. Vom lua la întâmplare de aici pe cineva. Trebuie să găsim pe una frumoasă. Hai. Fata asta mi-ajunge. Așa. Avem aici prima oară pe wall, da, pe perete, și are afișat toate chestiile ei. Aici informații despre ea, după că n-are ID-ul postat, ba da, l-are. Așa, aici la poze, aici am vrut să ajung, cu toții am vrut să ajungem aici. De exemplu, dacă dăm pe o poză, aici avem toate pozele afișate din albumul ei, vom da pe poză, wow, și mergeți prin poze exact așa, cred că asta știați cu toții. E, dacă vreți să dați, de exemplu, like, veți da o dată click pe poză. Iar aici în dreapta aveți două butoane. Una la prima oară câte like-uri are și câte comentarii. Dacă dăm o dată putem vedea comentariile, da? Deci pe primul buton de aici. Și dacă vrei puteți să dăm și like. Sau putem să dăm like de la acest buton, da? Sau să o salvăm poza. Deci like și salvare pozii. După aia ca să închideți, mergeți așa cred. Da, exact. Ia să mai dăm o dată. Cum sunteți așa, închideți, după aia mai dați o dată ca să reveniți înapoi în album, ba nu. Înapoi în album mergeți așa, da? Și după aia înapoi la prietenii mei, apoi după aia la meniu aici, da? Deci asta îmi place cea mai mult la Facebook, e, vedeți, merge pe slide, e frumos optimizată. De exemplu, la aplicații, eu am această aplicație, Texas Hold'em Poker. Mă va direcționa direct la App Store ca să o downloadez. Oricum este gratuită. Da, și aș putea să iau aplicația și după aia să mă joc, da? Deci direct din Facebook. Ce pot să vă mai zic despre această aplicație? Merge foarte rapid față de alte aplicații care am încercat. Și ce pot să zic? Aveți link-ul mai jos dacă vreți să o downloadați și cam atâta. Mulțumesc.